Peste 200 de pachete au fost pregătite astăzi de Fundația Filantropia Timișoara pentru persoanele vulnerabile din județele Bihor și Timiș. Alimentele neperisabile și alte produse pentru masa de Crăciun vor ajunge la cei nevoiași în cadrul proiectului Centre Comunitare Integrate, program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate. În cadrul acțiunii au fost pregătite astăzi peste 200 de pachete. Pe lângă alimente, au fost pregătite și produse de igienă, dar și cadouri pentru copii. Proiectul în cauză este un exemplu de succes de parteneriat între public și privat, între instituții publice și instituții private și are în vedere, în primul și în primul rând, o abordare inedită, un echilibru între mediul rural și urban, mai bine spus, servicii integrate, servicii de asistență socială, servicii educaționale, servicii medicale, servicii de locuire, toate adresate beneficiarilor, în primul și în primul rând, din zone greu accesibile. Este un proiect care a fost posibil datorită unui parteneriat care nu ar fi fost altfel posibil să acopere cele două județe, 49 de localități, 10 centre integrate și un grup țintă generos. Acțiunea a fost posibilă cu ajutorul unei platforme dezvoltate în cadrul proiectului. Este vorba de situația în întregime a unei persoane văzută din perspectivă socială, medicală, educațională. Această platformă ne-a putut oferi în timp real o situație statistică a numărului de persoane care nu realizează niciun fel de venit. Având în gând această nevoie și imposibilitatea de a reacționa într-un timp scurt pentru acoperirea acestor nevoi, din prisma serviciilor sociale am pregătit pachete suport care să-i ajute să aibă sărbători fericite, să își creeze momente de liniște, să nu mai stea îngândurați ce punem pe masa de Crăciun, de unde luăm, hai să ieșim în stradă, să cerșim. Tot ce vedeți aici este de fapt un program de ajutorare a celor nevoiași și pe care ar fi durat foarte mult să-i găsim dacă nu aveam la îndemână această platformă care în 2-3 clicuri ne oferă date statistice despre persoanele cele mai vulnerabile. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, Asociația Filantropia Ortodoxă Oradea, Fundația Filantropia Timișoara, DGASPC Bihor și DGASPC Timiș.